Lumea teatrului este o lume a sentimentelor, o lume plină de provocări unice. Anul acesta, Festivalul Național de Teatru de la București prezintă valoarea din acest moment a teatrului autohton. Prin cele 40 de spectacole românești și poartă totodată spectatorii spre trăiri necunoscute și sentimente nedescoperite încă. Alături de tinere talente ale momentului vom regăsi pe scena festivalului actori consacrați precum Maia Morgenstern sau Oana Pelea. Maia Morgenstern va urca pe scena festivalului în spectacolul La Ordin Führer, spectacol în care interpretează rolul unei femei din Austria adeptă a nazismului. Mi se pare un rol care pune și simțirea, sentimentele, dar și mintea la treabă și bine face și răstoarnă, hai să spun așa, clișee sau lozinci, da, le întoarce pe dos. Actrița nu renunță însă nici la poziția de spectator. Mă înghesui să-mi cumpăr bilete de îndată ce am ocazia. Cred că sunt unul dintre primii cumpărători de bilete. Țin grozav la statutul meu de spectator și mă duc la cât mai multe spectacole. Tot în cadrul Festivalului Național de Teatru, actrița Oana Pelea va interpreta în spectacolul Efectul razelor gamma asupra crăițelor lunatice rolul unei mame singure. Spectacolul prezintă relația complicată dintre generații. E un rol foarte ofertant pentru că are o greutate rolul și îmi face o enormă plăcere ca 2 ore, o dată pe săptămână, să am 2 fete. Pentru Oana Pelea, teatrul a fost, este și va fi un mod de viață. Poate să educe teatrul, poate să hrănească teatrul, poate să unora să le schimbe viața o piesă bună de teatru, poate să facă să visezi. În cele 10 zile de festival vor fi puse în scenă 10 de piese, iar organizatorii spun că iubitorii de teatru care vor fi prezenți la evenimente vor fi părtași la unul dintre cele mai frumoase și importante evenimente culturale din România.